Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre semnificația postului în tradiția creștin-ortodoxă și nu numai, bineînțeles, pornind de la o carte foarte frumoasă, cel de-al doilea volum al trilogiei Atonite a lui Kyriakos Markides, Darurile deșertului, calea uitată a spiritualității creștine, o carte publicată în colecția Spiritualitate creștină, traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. În acest context, aș spune eu, foarte firesc în a vorbi despre semnificația postului, dar și despre aceste, iată, aș spune binecuvântate daruri, da, pe care le primim, daruri duhovnicești, prin această superbă carte, Darurile deșertului. Vorbim despre această carte, dar, așa cum spuneam la începutul intervenției, și despre ceea ce înseamnă semnificația postului. De data aceasta vom vorbi despre tradiția creștin-ortodoxă. Într-un alt interviu vom relua această tematică, acest subiect, dar pentru tradiția islamică. Deci, care este semnificația postului, atât din punct de vedere, am putea spune, fizic, biologic, da? Acea detoxifiere de care avem atâta nevoie, mai ales la începutul primăverii după iarnă, dar și din punct de vedere, sau mai ales din punct de vedere spiritual. Poate că ar trebui să începem prin a aminti că isihasmul este partea sau doctrina ezoterică a creștinismului ortodox. Evdokimov, într-una din cărțile sale, spune textual: isihasmul desparte radical răsăritul de Roma, adică Biserica Ortodoxă de Biserica Catolică. Cu siguranță așa stau lucrurile și mai ales că mai amintește un lucru Evdokimov, și anume amintește de relația violentă din partea ortodoxiei occidentalizate împotriva izihasmului în secolul XIV. De ce îl amintește? Și este important. Pentru că în secolul XIV, ci într-o perioadă cuprinsă de un secol, practic, secolul XIV-XV, apar câteva nume foarte importante de care se leagă mișcarea atonită, ca să spun așa. Și anume sunt cele 100 de capetele lui Calis și Ignatie Santopol. Apar textul lui Calis Catafigiotu, ca să nu mai spun de Simeon Nou Teolog sau de Calis Angelicude. Meșteșugul liniștirii la Calis Angelicude sau metoda Sfintei Rugăciuni și atenție la Simeon Sfântul Teolog, Sfântul Simeon Nou Teolog. Mai mult decât atât, avem și un reprezentant în aceeași perioadă care ne amintește foarte mult de mistica renană și de Maisterecal. Este vorba de Calis Catafigiotu, care vorbește de acel unul și de abisul de iubire. De data aceasta e vorba de un abis, de un Gottheit, ca să spun așa, care nu mai are numai acea conotație, aș spune eu, total depersonalizată din punct de vedere divin, ci este vorba de, cum spune Catafigiotul, de un abis de iubire care se află între om și Dumnezeu și pe care omul străbate. Este strâns legată această carte a lui Kyriakos Markides, Darurile deșertului, așa cum ați spus, al doilea volum din această trilogie atonită, este legată, aș spune eu, foarte direct de problema postului. Pentru că, așa cum aminteam noi cu altă ocazie, în mod evident și în primul volum, Muntele Tăcerii, și în al doilea volum, Darurile deșertului, e imposibil să nu ne gândim la o via negaționis, la o cale apofatică. Ori postul are această semnificație apofatică.
Vedeți, în tradiția abrahamică există practic două modalități, două aspecte importante sau două categorii de acte, de fapte, de devoțiune ale credinciosului. Unele sunt cele pe care trebuie să le înfăptuiască. Sunt prescripții pe care el se pliază, pe care el le respectă, credinciosul, și pe care el trebuie să le înfăptuiască. Și astea sunt rugăciunea, pomana sau zakatul și așa mai departe. Mă refer la toată tradiția abrahamică. Există o a doua categorie, care este foarte importantă și care este strict legată, aș spune eu, ca semnificație, ca simbolism de apofatism, și anume cele prin care, prescripțiile prin care se interzice un act prin abținere, prin retragere. Și unul din acești, cel mai important din acestea, este tocmai postul. Ori în darurile deșertului, această, ca să spun așa, tematică a postului, a abținerii, a retragerii din toată mișuna aceasta a manifestării cosmice, această recontextualizare, ca să spun așa, a ființei biologice a omului și prin ființa biologică, sigur, ființa lui spirituală, acest parcurs în deșertul lumii manifestate, în deșertul acest al cosmosului, al parturienței, că noi am vorbit de fapt și altădată despre această semnificație deosebită a deșertului, că el semnifică de obicei această cale spirituală apofatică de retragere din calea manifestării universale, de concentrare și în același timp de golire interioară pentru ca Dumnezeu, pentru ca prezența lui Dumnezeu din om să-i împlinească cu adevărat ființa și rostul pe care îl are. Ori în creștinism lucrurile astea, acest fapt, acest element de practică spirituală pornește de la Domnul Iisus Hristos. Este cel care a postit, să zicem așa, primul. El postește 40 de zile. El postește. Semnificația este uriașă a celor 40 de zile. Este o semnificație foarte amplă. De obicei, această proporție cantitativă, să zicem așa, mai mică de 40 sau peste 40 de zile, nu este decât variante. Dar cea fundamentală este de 40 de zile. Și nu trebuie să uităm niciodată că ea este legată de un fapt sau de un prasnic fundamental al creștinismului, și anume Paștele. Nașterea Domnului. Nașterea Domnului. Crăciunul. Nu? Postul în zilele de post într-un an de zile în tradiția creștină depășește două treimi din numărul de zile anual, din 365 de zile. Deci, două treimi din zilele unui an, în mod normal, ar trebui să postim. Și haideți să amintim, să vedem care sunt perioadele. Foarte pe scurt, ca să ne dăm seama. În primul rând, cel mai lung post este postul Paștelui, care durează 49 de zile, 7 săptămâni. Este un ciclu aici. Nu este vorba de un număr de zile, este vorba de un număr de săptămâni, care este de 7, nu? Și, sigur, nu avem timp să intrăm în semnificația acestui ceas. Al doilea post de 40 de zile este cel al Crăciunului. Urmează postul Sfintei Mării de 2 săptămâni, urmează postul Sfinților Apostoli, mai sunt lunea, să nu uităm că lunea era zi de post în creștinismul primar. Lunea, miercurea și vinerea de peste an, gândiți-vă că numai aici avem de 3 ori 52 de zile, pentru că sunt 52 de săptămâni, nu? La care se mai adaugă, bineînțeles, mai sunt câteva sărbători, câteva zile izolate, cum ar fi, de exemplu, ajunul bobotesei sau tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Deci avem în jur de 60-70 de zile de post. Asta înseamnă ceva. Nu poți să nu te gândești la aspectul sacrificial al misiunii Domnului Hristos.
Și atunci, dacă modelul fundamental al creștinului este Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul, vă dați seama că toată această funcțiune de esență sacrificială a Fiului lui Dumnezeu este o cale de urmat pentru cel care se străduiește pe această cale de săvârșire a teozisului până la urmă a îndumnezeirii lui. Or, tocmai, vedeți, acest aspect sacrificial apare aproape de la început în darurile deșertului a lui Marchiart, al lui Marchides. Pentru că este un element, un amănunt, un detaliu, care e imposibil să nu atragă atenția. Și anume, acea inscripție care se află la intrarea în mănăstirea Stavrorumii. Și anume, dacă mori înainte să mori, nu mai mori atunci când mori. Ori această moarte ce înseamnă? Această moarte este legată tocmai de retragerea din realitatea biologică, concentrarea și aducerea practicantului spiritual, aducerea într-un punct generic din care el își poate asigura până la urmă prin practica spirituală continuă și strădania continuă, prin intenția și aspirația lui, teozisul. Or, aceasta este semnificația. În islam avem, cum bine știm, o altă formulare care vine chiar de la profetul Muhammad. Muriți înainte să muriți. Asemănarea nici nu mai e nevoie să mai atragem atenția asupra ei. Este evidentă. Prin urmare, am spune că unul din adevărurile fundamentale ale practicii spirituale din perspectiva postului este această concentrare a minții noastre pe evenimentul morții. Ce este viața noastră? Viața noastră este, până la urmă, o moarte amânată, pentru că este finalul de neocolit. Ea este această moarte finală biologică, nu? Este finalul vieții biologice. Dar în interiorul nostru se petrec foarte, foarte, foarte multe transformări, așa cum aflăm, nu? Și din cartea lui Marchides, acolo când se vorbește despre schimbările sufletului și despre toate mișcările prin care, sau toate tulburările, toată această economie, toată această mișcare și transformare continuă a sufletului, nu? Și în cartea respectivă de care noi vorbim, Darurile deșertului, sunt amintite patru izvoare ale acestor transformări. Transformări care vin de la Dumnezeu, prin energiile divine. Și nu degeaba am amintit la început, de până la urmă, de energiile divine și de comunicarea cu Dumnezeu, care este o comunicare energetică, așa cum spune Evdokimov. Comunicarea cu Dumnezeu este o comunicare energetică. Energiile divine sunt, și de asta ne duce, bineînțeles, cu gândul la Sfântul Grigorie Palama. Știm toată povestea, știm, mă rog, importanța deosebită pe care o are doctrina respectivă la Sfântul Grigorie Palama. De ce? Pentru că, până la urmă, problema aceasta a morților repetate interioare, prin care noi trebuie să înțelegem că practicantul în perioada de post, pentru că postul este fundamental din punctul ăsta de vedere, postul ăsta înseamnă această abținere de a participa plenar la realitatea psihică și biologică a lumii, nu? A lumii manifest, a creației lui Dumnezeu, îți asigură ție un post sau un loc anume pe acest drum și un avantaj, un privilegiu pe acest drum spiritual către Dumnezeu. Nu poți să mergi, cum am mai spus și altă dată, spre Dumnezeu, nu mergem târându-ne, ci zburând. Nu poți zbura. Aripile acelea spirituale nu pot crește atâta vreme cât sufletul tău este plin de altă realitate. Trebuie să faci din sufletul tău un deșert în care să înflorească, să apară aceste daruri ale deșertului. Și aceste daruri ale deșertului apar în primul rând dacă există în suflet smerenia. Ori, ca să poți trece de toate cele patru tipuri de schimbări interioare, cum am spus, unele vin de la Dumnezeu, altele vin de la demon, nu? Cum spune cartea respectivă, altele vin de la noi înșine, de la ceea ce ni se întâmplă și de la fiecare contact pe care îl avem, și altele vin din ambianță. Deci,
nu putem, dacă față de ele nu avem acea retragere, oarecare neutralitate, neangajare față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu ne putem concentra pe Dumnezeu. Ori, ceea ce scrie la intrarea în mănăstirea Stavrorunii este tocmai această moarte față de ceea ce este manifestare universală, ceea ce este existență universală. Dar, sigur, nu o părăsire a ei, ci o dominare a ei prin neimplicare. Ori neimplicare înseamnă abținere. Această abținere și această, cum să spun, susținere continuă a unei atitudini echidistante față de toate lucrurile, de toate fenomenele, cu o concentrare majoră pe Dumnezeu, asta nu poate să vină decât ajutându-ne de acest element foarte important, aș spune chiar fundamental, care este postul. Sigur că el are și un aspect direct medical, dacă vreți, terapeutic, dar nu ăsta este principalul scop al postului. Principalul scop al postului este unul interior, este vorba de postul interior, este vorba de acea atitudine interioară prin care totul se reduce la prezența lui Dumnezeu, la concentrarea pe Dumnezeu. Oricine se concentrează pe Dumnezeu din afară, întotdeauna va părea ca un străin în lumea aceasta, ca un neparticipant la ceea ce se întâmplă. Dar nu este adevărat, el nu se izolează de lume, așa cum ar părea la prima vedere, ci el depășește condiția aceasta contingentă a lumii. Smerenia este, gradele de smerenie care sunt amintite în darul deșertului, nu putem să nu le legăm tocmai de această practică a postului, care, așa cum știm din Sfânta Scriptură, nu? Postul și rugăciunea sunt elementele fundamentale și nu numai în creștinism. În toate tradițiile, postul și rugăciunea sunt esențiale. Sunt modurile fundamentale în care, activ sau pasiv, omul, credinciosul, își împlinește rostul pe care îl are în creație. Nu? E, ori apare în darurile deșertului imaginea cea mai cutremurătoare a smereniei. Smerenia absolută a Domnului Iisus, mort și gol în mormânt. Este ca un efect pe care îl are un post ținut riguros și, din nou, trebuie să spunem că partea fiziologică, partea exterioară a postului, cea care se referă la alimente și la alte gesturi și care sunt necuvenite în timpul postului, sunt doar partea exterioară și, aș spune, chiar cea mai puțin importantă. Dar asta nu înseamnă că trebuie ignorată. Ea este importantă pentru noi. De ce? Pentru că o să constatăm în toate tradițiile, dacă ne uităm, că există o legătură fundamentală între partea exoterică și partea ezoterică, adică între partea exterioară și partea interioară a credinței noastre. Nu le putem rupe. Dumnezeu, când a dat prescripțiile respective, să țineți post, să vă rugați și așa mai departe, ele sunt de împlinit toate. Noi nu putem să renunțăm, să ignorăm unele din ele și să alegem numai altele. În credință nu există jumătăți de măsură. În credință nu există jumătăți de măsură. Adică accepți tot sau nu accepți. Dumnezeu, să nu uităm că Dumnezeu, în iubirea Lui infinită, a dat omului posibilitatea chiar să îl și nege pe Dumnezeu. Dar asta din iubirea Lui, de ce? Pentru că, indiferent dacă îl neagă sau nu, omul în ultimă instanță îl va cunoaște prezența lui Dumnezeu. Adică, pentru asta, de exemplu, în islam se spune că nu există ateu. Există un om care deocamdată suferă, dacă vreți, de această negare a lui Dumnezeu. Dar că ea dispare odată cu moartea, chiar cu moartea fizică dispare, pentru că are întâlnirea esențială, nu? Pe care noi o numim în creștinism judecata particulară. Cea pe care o avem în prima instanță, avem prima instanță cu Dumnezeu, o avem în momentul în care părăsim fizic lumea aceasta. Cartea lui Marchides, acest al doilea volum, Darurile deșertului, mi se pare că se apropie foarte mult de subiectul nostru legat de post. Pentru că
vedem că acolo este o gradație până la urma postului. Este un post mental care e foarte important. Să-ți liniștești mintea, să nu mai lași. Asta apare și în Muntele Tăcerii, dacă vă aduceți aminte. Nu? Maximos vorbește de Gerontes, care îi spunea, nu, că este foarte important să-ți stăpânești mintea și să nu dai voie ca să divagheze, să nu-i dai voie să rătăcească, pentru că ea, până la urmă, inteligența, rațiunea trebuie să se reducă la intelect, pentru că intelectul nostru este o reflectare a intelectului divin. Or, dacă nu-i dai material ca să-l stimulezi, acest intelect reflectat, care este intelectul uman, atunci el încet, încet se rezolve, revine la intelectul divin. Asta este, de fapt, coborârea minții în inimă de care vorbim noi și este esența rugăciunii. Mai mult decât atât, Evdokimov chiar spune despre coborârea minții în inimă, spune, de la cunoașterea la nivelul omului, Duhul Sfânt ne mută prin participare la cunoașterea la nivelul lui Dumnezeu. Este tocmai vorba de acest intelect reflectat care revine la intelectul divin. Aspectul ăsta este fundamental în practica spirituală. Prin urmare, așa cum spunea, dacă ne aducem noi aminte, una din formulările de secol 13-14, mistica renană, care pornește, bineînțeles, de la unul din principiile formulate de Meister Eckhart, dacă tu te golești, dacă tu renunți la eu, la ego, atunci nu mai rămâne decât Dumnezeu în tine, pentru că prezența lui este totală. Și atunci te umpli, spune el, de Dumnezeu, de prezența divină. Ori ca Dumnezeu să din nou să te locuiască complet, total, plenar, ca tu să poți să pregătești așa cum se cuvine această încununare a vieții tale prin cununile cerești și prin teozis, sigur că ea trebuie să treacă prin acest exercițiu, spunem noi de obicei, dur al postului. Postul se învață. Cum anume? Tehnica postului este o tehnică complexă. Nu este simplu. Pentru asta insistă mulți din părinții atoniți că nu este cazul să îți produci suferință inutilă. În sensul că nu-ți folosește la nimic să te nevoiești și să suferi până la te distruge. Nu faci nimic cu asta, ci ea trebuie să fie această renunțare, acest post, această abținere, această reținere, trebuie să fie o îmbogățire interioară și această îmbogățire interioară, ea vine pe măsură ce rugăciunile tale se înmulțesc, felul în care te rogi. Vă dați seama, condiția noastră biologică este dată de Dumnezeu și are un rost. Dumnezeu nu dă nimic fără rost. Și atunci, sigur că stăpânirea de sine te ajută tocmai ca să depășești obstacolele care te împiedică să ajungi la Dumnezeu. Asta am mai văzut-o noi și din practica mistică catolică. Aduceți-vă aminte de Sfântul Ioan al Crucii, de Sfânta Tereza de Avila și așa mai departe, care vorbesc de asceză, nu? Asceza. Asta înseamnă, dar nu este singura și nu este unica modalitate de a merge spre Dumnezeu. Este un element foarte important, dar care fără susținerea aceasta spirituală, interioară, nu poate să te ducă prea departe. Putem să facem foarte multe asocieri. Mi-aduc aminte, de exemplu, acum în momentul acesta, mi-aduc aminte de încercările lui Buddha, Shakyamuni, în grădina gazelor din Benares, unde ține prima cuvântare, dacă vreți, prima predică, nu? După iluminare, când amintește tocmai calea de mijloc și spune, am dus o viață exterioară, obișnuită, urmând, sigur, calea karmică, cum am spune noi, adică urmând
actele de devoțiune obligatorii, prescripție, nu m-a dus la desăvârșire. Am practicat asceza foarte, nu m-a dus la desăvârșire. Există o a treia cale. Ei, această a treia cale nu e atât de clar prezentată în această trilogie atonită până acum, dar ea nu este clar prezentată, dar ea este prezentă în același timp. Pentru că peste tot se amintește de măsură în ceea ce se face și de știința cu care aplici cele învățate de la Geronte. Aș adăuga eu, pentru a stârni cumva acum la final curiozitatea cititorilor, faptul că vorbeam despre o trilogie, deci vorbim despre trei volume. Pe lângă Muntele Tăcerii, primul volum, Darurile Deșertului, al doilea, urmează și al treilea volum al sociologului american de origine cipriotă, Kyriakos Markides, Inner River, Râul Interior, care cumva închide această buclă de spiritualitate creștin-ortodoxă răsăriteană despre care noi am tot vorbit. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, vorbind despre semnificația postului, dar și despre această superbă carte, Darurile Deșertului, al doilea volum din trilogia atonită a lui Kyriakos Markides, Calea uitată a spiritualității creștine, o carte publicată în colecția Spiritualitate creștină a editurii Herald, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. Vom reveni alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea cu alt subiect sau același subiect al semnificației postului, dar de data aceasta din perspectiva tradiției islamice. Până data viitoare vă dorim o zi binecuvântată și ne revedem la următorul episod, la următoarea ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!